Salutare tuturor! Astăzi vă voi prezenta top 5 dezastre vamale istorice. Defiens, lacul Huron, America de Nord. Lacul Huron adopostește în adâncul său sute de vase scufundate, epave foarte bine conservate datorită apelor dulci și foarte reci. În octombrie 1854, în condițiile de ceață, nava Defiens a lovit cu o altă navă, John G. Abudon, Ambele nave s-au scufundat la interval de 15 minute. Epava primei aia este și astăzi complet intactă. RMS Ron, largul insulei Salt, insulele virgine britanice. În octombrie 1867, în timpul uraganului San Narciso, nava RMS Ron a fost distrusă. Capitanul embarcațiunii a încercat să scape de furtună când vântul începuse să se mai calmeze, însă, cum condițiile mediu s-au schimbat brusc, Ron a fost aruncată direct pe pietrele care au zdrobit-o. Impactul a fost atât de violent încât vasul s-a rupt în două, iar apele reci au dus la explozia cazanelor. Sipsteaks Tobremori, Canada Una dintre pavele cele mai bine conservate ale secolului al XIX-lea este sweepstakes care se află la o adâncime de 7 metri, fiind locația preferată de scafandri și turiștii care vizitează Phantom 5 National Marine Park. Construit în 1867, vasul a transportat cărbuni timp de 18 ani, iar după ce a fost ancorat în Big Tour Harpon, s-a deteriorat și s-a scufundat. Astăzi, epava navei nu mai este accesibilă, autoritățile instalând Uh, un gard pentru conservarea ei. Evangelia Nava Evangelia uh, care cântărește uh, 7355 de tone și are un motor de 2654 de cai putere. A fost construită pe șantierile navale Harland and Wolff din Belfast, Irlanda de Nord, și lansată, pe apă în, uh, și lansată pe apă pe 28 mai 1942. Primul proprietar a fost Blue Star Line. În perioada celui de-al doilea război mondial, a fost un cargo american transformat apoi în navă corme, uh, comercială. La 15 octombrie 1968, nava a ieșuat la circa 1,5. Uh, milimetri de plaja nordică a stațiunii Costinești, într o zonă a falezii naturale denumite Golful Francizilor. RMS Titanic. RMS Titanic a fost un britanic de linie de pasager care s-a scufundat în Oceanul Atlantic de Nord în primele ore din uh, 15 aprilie 1912, după ciocnirea cu un iceberg în timpul uh, în timpul său voiaj. De față, de la Southampton la New York City, au existat aproximativ 2224 de pasageri și echipaj la bord, și peste 1500 au murit, făcându, făcându l unul dintre cele mai mortale dezastre maritme comerciale, pe timp de pace din istoria modernă. RMS Titanic a fost cea mai mare navă aflată până în momentul în care a intrat în serviciul și al doilea din ce, cele trei linii de olimpice de clasă oceanică operate de With White Star Line. Au fost construită, a fost construită pe șantierul naval Harland și Wolf din Belfast de Thomas Andrews, arhitectul ei, care a murit în dezastru. Titanic se află sub comanda, aflându-se sub comanda, capitanului Edward Smith, care de asemenea a coborât nava. Linia oceanică a transportat unii dintre cei mai bogați oameni din lume, precum și sute de emigranți din Marea Britanie și Irlanda, din Scandinavia și alte părți ale Europei, care căutau o nouă viață în Statele Unite. Locația de primă clasă a fost concepută pentru a fi punctul culminant al confortului și luxului, cu o sală de gimnastică în aer liber, o piscină, biblioteci, restaurante de înaltă clasă și cabine opulente. În 2012, la aniversarea 100 de ani de la tragedia Titanicului, s-a construit chiar în Belfast, unde a și fost construit uh, un muzeu uh, uh, numit uh, Titanic. Acolo s-au adus uh, diferite obiecte luate chiar de pe fundul uh, mării de pe pavă, puse în sticlă și uh, după ciocnirea Titanicului cu icebergul care uh, a format o tăietură de 90 de metri, Titanicul având o lungime totală de uh, 269 de metri și o înălțime totală cu tot cu coșuri de uh, 36 de metri. El s-a rupt în două. Uh, astfel scufundându-se în uh, Atlanticul de Nord. Titanicul se află acum pe fundul mării, uh, rupt în două. Prima bucată a navei uh, fiind cea mai explorată, în, uh, acea, uh, fiind cea mai explorată, uh, iar cealaltă bucată uh, uh, spatele navei uh, fiind aproape distrusă, complet. Distanța dintre uh, uh, prima parte și cea de-a doua parte este de 600 de metri. Uh... S-ar uh, spune că în vreo 30 de ani uh, uh, nava Titanic va dispărea de pe fundul mării, deoarece există niște bacterii ciudate care. Elimină uh, uh, și uh, rod, rugina uh, și metalul vasului. Uh, și uh, mănâncă, uh, mănâncă, practic, vasul. Vasul poate fi vizitat uh, cu ajutorul unui submarin și cu uh, niște oameni spe uh, specializați și cu niște ghizi care vă vor uh, explica totul despre uh, vas. Acesta a fost topul nostru, uh, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe, subscribe, <laughs> uh, da, în fine, uh, uh, și dacă n-ați făcut-o să vă abonați exact, subscribe, asta și înseamnă, da. Uh, ok, acesta a fost topul, uh, uh, eu am fost Covrig și uh, 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 sper că v-a plăcut uh, acest video. Pe curând tuturor!